Bună dimineața tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi suntem mega energici, încărcați. O să avem foarte multe lucruri de făcut pe ziua de azi. Suntem cu F10-le momentan, dar vom merge să schimbăm mașina și mergem să luăm ulei și vitul de ulei pentru... Nu vă spun pentru ce, o să vedeți în clip. După care vom merge la atelier, unde avem M3-ul, l-am dus deja acolo. Am avut o întâmplare nefericită cu M3-ul, o să vă spun imediat ce ajungem. De-aia astăzi vom merge cu el în stânga și în dreapta, să zicem așa, ca să-l punem la punct. Și după aceea să ne putem bucura iarăși de el. Ce să mai, nu ne mai lungim cu vorba, ne vedem direct după ce cumpăram uleiul și fructul de ulei, așa vă dau un indiciu. Am luat și uleiul și fructul de ulei. Da, este pentru o motocicletă, este pentru Yamaha R1, motocicleta mea, pentru cine nu știe. Eu sunt și un foarte mare fan motociclete și motociclist. Am un R1 2007, modelul 2004-2006, dar a fost matriculat în 2007. Am avut R1 modelul din 98 până în 2014 toate modelele, dar astea sunt modelele care m-am dorit cel mai mult. Pentru ulei și fructul de ulei, mulțumesc foarte mult lui Florian și lui Alex, prietenii mei care m-au sfătuit unde să merg, la ce magazin, ca să îl iau repede și să pot să fac schimbul de ulei astăzi, înainte să ieșim cu el la o tură. Și cam atâta. Ne vedem direct de la atelier, unde vom lua M3-ul să mergem să facem două, trei lucruri care o să vi le explic pe parcurs. Și după care ne vom întoarce înapoi la atelier să facem schimbul de ulei la motocicletă și să ieșim la o tură. Am ajuns și la atelier. Aici avem și lucrarea de la Powerdown. Am scos toate negresele, am dat două mâini de kit cu fibre de sticlă. Acum va trebui finisat și dat kit de finisaj. Dar, ca să ne pierdem detalii, aici avem M3-ul. Ce s-a întâmplat cu M3-ul? Ia uite, vă dau un indiciu. Astea sunt cauciucurile pe spate, 265-35-19. Și noi pe spate avem 255-40-19. Deci, e foarte simplu. A rămas fără talon. Bine, nu eu personal, am rămas din păcate de soția. Eu eram cu G30-ul în față, pe 4 benzi acolo la Vâlcea. Vream să-l aduc în atelier M3-ul ca să mi facem ceva lucrări de îmbunătățire și n-am mai apucat, deoarece a fost rarul. A oprit-o pe soția, bineînțeles, a controlat totul la mașină și anvelopele nu erau cele după talon. Știam lucrul ăsta deoarece știți că eu am făcut multe burnout-uri, îmi place să mă distrez, să fac cerculețe și alea și măsura 265-35-19 e dificilă de găsit și da, am optat să pun ce găsesc second. Nu costă ieftin nici second, chiar dacă e altă măsură, dar na, am zis, bă, și așa, nu ții mai mult de o lună de zile cauciucurile la mine. Dar uite că am avut ghinion să mă oprească. Bineînțeles, nici pe față nu sunt pe carte, am văzut. Ele îmi aduc aminte de asemenea că nu sunt, deoarece aici nu e vina mea. Practic, pusasem anvelopele pe față de două zile care erau pe cartea mașinii. Acolo, la ambient, în rotundă, cine merge acolo știe foarte bine că asfaltul e foarte denivelat, sunt niște șleauri. Eu am ieșit ca să intru la spălătorie acolo și a făcut cauciucul gâlcă, pentru că am dat într-un șleau din ăla, într-o denivelare de asfalt. A făcut gâlcă, deci aveam cauciucuri de două zile, a trebuit să le schimb și vă dați seama, n-am mai găsit mărimea mea. Adică second, cu doturi vechi 2014, era undeva la 2 milioane bucata și nu avea sens să pun cauciucuri așa vechi. De aceea am luat unele tămărime. Sunt mărimea 235-40-19 și anormal 245-35-19. Are o măsură ciudată, M3-ul și pe față și pe spate, dar asta nu mai contează. Le-am luat noi pe spate, le-am luat noi și pe față, trebuie să mergem să le ridicăm de la, din partea cealaltă, după care mergem la Drăgășani să le montăm și săptămâna viitoare, după Paști, să mergem să ne luăm talonul înapoi. Deci cam asta e toată povestea. Înainte să mergem să schimbăm anvelopele la M3, am zis că mai întâi să îi schimb uleiul și filtrul, că am decis ca soția să meargă cu M3-ul și eu cu motocicleta. Credeam că mergem împreună la o tură, dar astăzi a optat să se mai bucure de M3.
Am dat jos partea inferioară de carenaj. Aici avem filtrul de ulei. Și va trebui să căutăm bușonul de la baia de ulei. Cred că e pe... Ah, uite aici. Aici desfacem, dăm drumul la ulei. Desfacem și filtrul de ulei. Și după aceea punem filtrul, bușonul și completăm. Am desfăcut și filtrul de ulei. N-am avut cheia. Am făcut metoda, cred, care făceau părinții noștri la Dacia. Am găurit filtrul de ulei și l-am învârtit cu șurubelnița. După care l-am desfăcut la mână. Am umplut pe aici de ulei, dar v-am curățat bine. Oricum, și dacă l-am fi desfăcut cu cheia specială, aici întotdeauna e câteva aminte să prelinge puțin ulei, deci când o pornim să nu ne speriem dacă iese fum, pentru că e uleiul care se arde. Încă se mai scurge. Așa să scurgă foarte bine. Și pe aceea băgăm uleiul. Pe ulei am optat pentru același ulei care l-am băgat întotdeauna în motocicletele mele, Motul 7100. Mi-au zis băieții că asta e eticheta cea nouă, pentru că era altă etichetă în trecut. Filtrul de ulei. Și aici am luat, cum se zice asta în română, nu știu, să blochez filetul gen, adică șurubule, pentru că eu am o mare problemă, cel puțin la scărițe, mi se desfiletează mereu șurubule. Le-am strâns de nenumerate ori și se deșurubează. Acum le voi desface pe toate, le voi pune pastă din asta de blocaj și sperăm să nu se mai desfacă. Ar fi indicat și pentru carenaje, dar aici momentan am o problemă. Știu că au probleme Ducati, pentru că Ducati are sunetul ăla și e bicilindric, are ambreiajul pe sec, fără baie de ulei, majoritatea, de-aia au și zgomotul ăla, zic că au un pumn de șuruburi care zdrâncă într-o găleată. Și ele au foarte mare problemă cu șuruburile. Toți prietenii mei pierdeau multe șuruburi la fiecare ieșire. Deci aici nu, aici avem sunetul Racing, Yamaha. Nu am întâmplat problema asta până acum. Încă se mai scurge, ne apucăm să ștergem și să terminăm. Acum ne apucăm să băgăm uleiul. Dar înainte să băgați uleiul în mașină, motocicletă, întotdeauna uitați-vă pe Google, pe vreun site ceva specializat, în care vă spune câți litri să intre. Cu filtru de ulei sau fără filtru de ulei, pentru că sunt persoane care a schimbat și uleiul, dar fără filtru de ulei. Eu așa ceva nu pot să concep. Dar în fine, pentru că dacă bagi prea mult ulei, după aceea e foarte greu să scoți ulei. Pe când dacă bagi mai puțin, poți să completezi după aceea. Deci e un lucru foarte important. Eu acum, de la cine am luat uleiul, mi s-a spus că trebuie să intre 3 litri 100. Eu, pentru ca să fiu super sigur, am să intru pe site și o să vedem cât trebuie băgat înăuntru, inclusiv cu filtrul de ulei schimbat. Thank you.
Am terminat și ziua de astăzi, am schimbat cauciucul la M3. Am făcut și tura cu motocicleta, foarte frumos, chiar mi-era dor să fac o tură cu motocicleta. Nu mai mă urcasem pe ea de vreo 2 ani de zile aproape, dacă nu greșesc. Chiar mi-era dor. Și cam atât, sper că v-a plăcut și acest clip. A fost un clip mai particular, v-am spus un pic ce s-a întâmplat la E46, ce am pățit cu M3-ul. Am scos și motocicleta, v-am arătat cum se face un service rapid când vrei să dai o tură rapidă cu motocicleta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați o distribuire, să vă abonați la canalul meu de YouTube, să ajungem la cei 1000 de abonați, să facem ceva senzație cu următoarea mașină. Așa că v-am pupat și la următorul clip.